Raliul San Remo a debutat în 1928 și a consemnat surprinzătorul succes al românului Ernest Urdăreanu. Omul politic român apropiat regelui Carol al II-lea era un pilot remarcabil și s-a impus la acel moment la volanul unui Fiat 520. Acum un alt român, Constanțean, vrea să ajungă la San Remo la volanul unei mașini identice. În 1928, acum 90 de ani, prima ediție a Raliului San Remo a fost câștigată de un român, Ernest Urdăreanu, cu o mașină Fiat 520. Mașina asta, deci identică și la culoare, după codul de culoare, este la Constanța și plecăm pe roți pentru a sărbători această mare victorie a lui Urdăreanu. Românii vor avea un drum dificil, cam 11 ore de condus pe zi, timp de 7 zile, cu o medie de viteză de 60-70 km pe oră, pentru că mașinile de epocă nu pot să ducă mai mult. Și motorul în rodaj e făcut recent, nu le permite o viteză mai mare de 70 la oră. Românii merg la San Remo pentru a-l omagia pe Ernest Urdăreanu. Constanțenii vor să parcurgă cu mașina de epocă toată distanța, iar mai apoi să concureze în ediția din acest an a Raliului San Remo. N-am făcut niciodată un drum mai lung de 100 de kilometri și acum sunt nevoie să fac un drum de 4.000 și ceva de kilometri. Sper să... Sigur, o să fie bine. Italienii le-au pregătit și ei o surpriză românilor. Pe 13 aprilie vor boteza o stradă din San Remo cu numele Ernest Urdăreanu.